Domnul ministru, există voci care au uh, susținut că România uh, a renunțat uh, prea ușor la poziția ei privind uh, situația refugiaților, privind numărul de refugiați pe care trebuie să-i primească țara noastră. Și uh, nu mai cunosc evoluția acum, dar știu că există țări cum a fost Cehia, care a a anunțat că chiar că va ataca la Curtea de Justiție Europeană această impunere pe care a făcut-o Uniunea Europeană în privind cotele de refugiați. Cum vedeți această poziție a vocilor despre care vă spuneam? În primul rând trebuie spus că poziția pe care noi am avut-o a fost o poziție de principiu. O poziție de principiu în sensul că nu am agreat această formulă a impunerii unor cote de refugiați mai ales că se știe că limitele naționale de primire erau cumva sub cifra pe care Comisia Europeană a încercat să o impună. Însă, în momentul în care decizia a fost luată, România, ca stat membru al Uniunii Europene, a acționat cu deplină responsabilitate și în spirit de solidaritate pentru aplicarea acestei decizii. Deci nu se pune problema să nu respectăm o hotărâre pe care Consiliul Justiție și Afaceri Interne a luat-o pe 22 septembrie. Din acest punct de vedere, nu am avut și nici nu avem intenția să punem sub semnul întrebării această decizie, inclusiv printr-o eventuală procedură la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Este important ca împreună să acționăm în continuare pentru a găsi soluțiile de fond pentru problema pe care Uniunea Europeană o are în acest moment, pentru că trebuie spus că până acum discuția referitoare la aceste cote care să fie împărțite între statele membre nu a fost de fapt decât o discuție despre tratarea simptomelor acestei probleme. Până la urmă, aspectele de fond care țin de migrație se referă la găsirea de soluții pentru cauzele de fond care se găsesc în vecinătatea sudică a Uniunii Europene și care au multiple fațete. Fie că vorbim despre instabilitate statală, fie că vorbim despre foarte multele crize care sunt acolo, vorbim despre criza din Libia, vorbim despre criza siriană, fie că vorbim despre capacitatea statelor vecine zonelor de conflict de a gestiona situația refugiaților pe care iau deja pe teritoriul lor, ne referim aici la Iordania, la Liban, la Turcia. Sunt multe alte aspecte care trebuie să fie în continuare discutate și care sunt discutate. Iată și uh, Consiliul European, care tocmai s-a încheiat, uh, s-a ocupat în principal de problema migrației și de găsirea de soluții la sursă, așa cum și uh, în cursul zilei de luni, Consiliul Afaceri Externe la care am participat s-a preocupat în mod special de dimensiunea de politică externă a acestui dosar. Uh, din acest punct de vedere, uh, Salut, de exemplu, faptul că a fost încheiat acest plan de acțiune comun între Uniunea Europeană și Turcia. Consiliul European a luat note și a salutat această evoluție pozitivă. Continuăm să lucrăm împreună la nivelul Uniunii Europene pentru a dota în mod corespunzător, din punct de vedere financiar, fondul fiduciar pentru Siria, care se va extinde și va fi aplicabil și statelor din Balcanii de Vest. Pregătim, iarăși împreună la nivelul Uniunii Europene, summitul din noiembrie din Malta, de la La Valeta, unde se preconizează lansarea unui, unui trust fund, unui fond fiduciar similar pentru Africa, în valoare de 1,8 miliarde de euro. Și trebuie menționat aici și efortul pe care România îl face în plan bilateral în relația cu aceste state. Menționez aici sprijinul pe care l-am acordat deja Iordaniei, în valoare de 250.000 de dolari, sprijinul pe care l-am acordat uh, Serbiei uh, într o valoare similară în bunuri uh, și uh, se mai pot menționa aici și contribuțiile noastre la misiunile Frontex, unde suntem al doilea contributor în termen de experți și de echipamente pe care le punem la dispoziție pentru efortul de uh, protejare a frontierelor externe ale uh, Uniunii Europene discutăm aici despre contribuțiile pe care România le a anunțat deja la bugetul UNHCR-ului pentru perioada 2015-2017 pentru fondul agricol, pentru fondul alimentar mondial World Food Program, unde iarăși am anunțat o contribuție de 300.000 de euro pentru perioada următoare. Iată deci multiple aspecte complicate ale soluționării acestei probleme și care necesită încă un efort, aș spune, pe termen mediu și lung. Ați vorbit de capacitatea statelor din zona Orientului Mijlociu de a gestiona problema refugiaților. Ați menționat ajutorul pe care o să-l de Uniunea Europeană Turcie în acest sens. Dar ce părere aveți despre modul în care au gestionat statele europene și unele dintre state membre ale Uniunii Europene valul de refugiați cu care s-au confruntat? Au existat situații în care autoritățile și-au arătat limitele în de Eu cred că uh, modul în care uh, fiecare stat uh, membru a gestionat această situație uh, are o explicație, și anume aceea că nu au existat la nivelul Uniunii Europene instrumentele necesare pentru a uh, trata, dacă vreți, uh, amploarea deosebită pe care acest fenomen a uh, înregistrat-o în ultima perioadă. Și uh, faptul că Uniunea Europeană începe să găsească soluții pentru diversele aspecte ale crizei. Este un, un semn îmbucurător și iarăși subliniez faptul că abordările de tip unilateral național și-au arătat limita, tocmai ceea ce subliniați dumneavoastră mai devreme. Este nevoie, prin urmare, de un efort coordonat și comun al Uniunii Europene, al statelor membre, pentru a găsi soluții durabile pentru acest fenomen. Nu va fi ușor, va fi nevoie de un efort și financiar și de asistență de, aș spune, lungă durată dar și un efort politic consistent pentru a găsi soluții politice pentru crizele despre care vorbeam, mai ales pentru criza siriană. În tot acest context destul de tensionat cu valul de refugiați care vine în Europa și în această situație în care granițele Schengen au fost foarte permeabile, considerați că mai este o prioritate pentru România intrarea în spațiu Schengen? Uh, intrarea în spațiu Schengen uh, pentru România și pentru Bulgaria reprezintă o obligație prevăzută de tratatele de aderare ale acestor state la Uniunea Europeană. Prin urmare, nu putem să abandonăm un astfel de proiect. Uh, în egală măsură, însă, trebuie să fim uh, conștienți de faptul că, în acest moment, prioritatea pentru Uniunea Europeană este gestionarea acestei probleme a migrației. Statele europene au fost extrem de concentrate, dacă nu aproape în totalitate, în ultimul timp, pe gestionarea acestei probleme în egală măsură și spațiul Schengen a fost, tocmai datorită acestui fenomen și amplorii lui, a fost supus unor tensiuni, unor probleme de gestionare, dacă vreți, a unor reguli care nu au fost făcute pentru a fi aplicate unui număr atât de mare de solicitanți de azil. Din acest punct de vedere, urmează cu siguranță o discuție în interiorul Uniunii Europene cu privire la modul în care putem ajusta eficiența anumitor instrumente care fac parte din, inclusiv din achiul Schengen pentru ca problema aceasta a migrației să fie gestionată corespunzător. Nu abandonăm acest obiectiv al aderării României la spațiul Schengen, dar va trebui să găsim momentul potrivit pentru a putea merge mai departe cu acest proiect cum vedeți situația și poziția Ungariei până la urmă care multă vreme a susținut intrarea în spațiul Schengen în condițiile în care Ungaria a decis să construiască pe o parte din granița cu România un gard, un gard în interiorul spațiului Schengen, e greu de conceput. Nu aș vrea să redeschid această dezbatere care a fost foarte, să spun, aprinsă la momentul respectiv, însă ceea ce putem observa este că acest gard nu s-a construit. Și cred că, în momentul de față, nici nu există motivele, să spunem, palpabile pentru a, pentru a se da curs acestui proiect. Tot legat de Ungaria. În ultima perioadă, Ungaria a manifestat o atitudine ostilă nu numai față de România, ci față de mai mulți dintre vecinii săi, chiar mai mulți membri ai Uniunii Europene. Dar uh, limitându-ne la România, care este strategia uh, țării noastre de a uh, răspunde? Cum răspunde România atitudinii ostile pe care o manifestă Ungaria? Cred că România trebuie să răspundă cu calm, uh, dar în egală măsură trebuie spus că, din punctul meu de vedere, eu privesc relația cu Ungaria ca pe o relație cu un partener strategic al României. Există o serie de repere importante pe care le avem în relația bilaterală, fie că vorbim despre tratatul politic de bază din 1996 care, iată, la anul împlinește 20 de ani de funcționare foarte bună, aș spune. Avem o declarație de parteneriat strategic pentru secolul 21 pe care am încheiat-o în noiembrie 2002 și care iarăși fixează o serie de parametri importanți. Avem principiile de bună vecinătate care trebuie să guverneze relația bilaterală. Și avem foarte multe lucruri și pozitive care se întâmplă în mod efectiv în relația între România și Ungaria. Menționam zilele trecute schimburile comerciale care anul trecut au depășit 7,2 miliarde de euro, ceea ce plasează Ungaria pe unul dintre primele locuri între partenerii comerciali cu ai României. Avem și multe alte proiecte comune, crearea unei camere de comerț și industrie a României la Budapesta și avansăm în această direcție. Am reușit să interconectăm autostrăzile dintre cele două țări, să interconectăm rețelele de fibră optică dintre România și Ungaria. Avem și dosare care sunt nerezolvate și sperăm să putem împreună cu partea ungară să ajungem la finalizarea lor, cum este, de exemplu, situația protocolului Comitetului pentru Minorități Naționale, pe care îl negociem încă din 2011 și sperăm ca partea ungară să răspundă pozitiv dorinței noastre de a finaliza până la urmă acest exercițiu, pentru că este important atât pentru comunitatea maghiară din România, cât și pentru comunitatea română din Ungaria. Prin urmare, toată deschiderea pentru a construi în baza acestor parametri pe care i-am amintit și care trebuie să fie respectați în mod strict, și uh, mă bucur că la uh, elementele pe care le-am le menționat acum câteva zile pe această temă, am avut o reacție pozitivă din partea Ministrului de Externe Ungar în cursul zilei de ieri. Puteți să detaliați despre ce a fost vorba mai exact? Este o uh, declarație pe care am regăsit-o pe site-ul Ministerului de Externe Ungar, în care salut abordarea pe care eu am exprimat-o și pe care am reluat-o în minutele trecute. Unul dintre proiectele pe care România le promovează destul de accentuat în ultima perioadă în politica externă este legat de înființarea curții internaționale unei curții internaționale împotriva terorismului. Care sunt evoluțiile din ultima perioadă? S-a mai întâmplat ceva pe acest subiect? De da, de este, un, este un subiect la care lucrăm încă din luna februarie. Pe 9 februarie la Consiliul Afaceri Externe am propus această Inițiativă. Am propus crearea unei, unei curți internaționale împotriva terorismului și declanșarea unui proces de reflexie pe această temă. Am lucrat împreună cu Spania, după cum cunoașteți, care reprezintă în momentul de față partenerul nostru principal în acest proiect și promovăm împreună cu Spania acest proiect atât pe lângă membrii Consiliului de Securitate, atât membrii permanenți cât și cei nepermanenți dar și pe lângă multe alte state, mai ales cele din spațiul arab din vecinătatea sudică, acolo unde fenomenul terorist cunoaște o amploare deosebită. Am înregistrat foarte multe reacții pozitive, aș spune că nu există nicio reacție negativă până în momentul de față față de un astfel de proiect. Pentru că noi am considerat că este important ca fenomenul terorist să fie combătut nu doar cu mijloace care țin de folosirea forței și instrumentelor de securitate sau cu uh, instrumente juridice care țină dreptul penal al fiecărui stat, dar și cu instrumentele dreptului internațional, uh, instrumentele justiției internaționale, ale uh, statului de drept la nivel internațional, adică așa-numitul International Rule of Law, uh, și cred că este nevoie de un astfel de instrument care să contribuie la prevenirea, la descurajarea și la pedepsirea celor care se fac vinovați de o astfel de uh, crimă în marja Adunării Generale ONU de la New York împreună cu ministrul de Externe spaniol am organizat chiar și un eveniment dedicat prezentării și promovării acestui proiect la care a participat și un asistent al secretarului general ONU și mulți alți experți care au o cunoaștere consolidată în domeniul dreptului internațional penal un reprezentant din conducerea coaliției pentru o curte penală internațională care este un ONG foarte important pe plan internațional, cu aproximativ 2500 de alte ONG-uri care fac parte din, din această federație, de fapt, de ONG-uri. Și am înregistrat, iarăși, reacții foarte pozitive față de acest proiect, care însă, trebuie spus, este un, un proiect pe termen mediu și lung. Este un proiect care are, are nevoie de susținere cât mai largă și are nevoie de suficient timp pentru a se maturiza. Este vorba despre o curte care propune o competență subsidiară competențelor naționale ale sistemelor judiciare naționale, tocmai pentru a stimula răspunsul la nivel național pentru combaterea și pentru prevenirea terorismului. Însă, în cazul în care nu există un răspuns corespunzător la nivel național, în cazul în care statul respectiv fie nu dorește. Fie nu poate să întreprindă la nivel național măsurile necesare pentru combaterea terorismului, atunci să existe această instanță care să intervină. Chiar pe termen mediu și lung, cam ce șanse sunt în evaluarea dumneavoastră ca acest proiect să se materializeze? Este foarte greu să spunem în momentul de față care sunt șansele sau să dăm vreun termen pentru crearea unui astfel de tribunal internațional. Pentru că, încă o dată, este nevoie de uh, explicarea clară a conceptului și uh, mai sunt și uh, aspecte care, în procesul acesta de consultare, uh, necesită uh, anumite clarificări. Primim contribuții și din partea altor uh, state. Avem, de exemplu, o contribuție importantă din partea Olandei, la nivel de expert, care a participat la, uh, la procesul de crearea conceptului. Avem deja un statut pe care l-am uh, lucrat uh, împreună, la nivel de uh, experți pe care suntem gata să-l să, să propunem spre dezbatere publică. Însă, cred că este important mai ales să se înțeleagă mesajul pe care această inițiativă o aduce, îl aduce. Este un mesaj care pune în centrul preocupărilor pentru combaterea terorismului valorile justiției internaționale și dreptului internațional, care sunt valori în sine. Ele sunt valori care ar trebui să fie în nucleul esențial al oricărei politici externe a oricărui stat, România a pus uh, aceste valori în, uh, în centrul preocupărilor sale de politică externă uh, și cred că este un uh, vehicul foarte important pentru a ajunge la soluții în plan internațional, cum ar fi, de exemplu, găsirea unei uh, definiții generale acceptate pentru crima de terorism, uh, pentru a găsi alte uh, modalități uh, care ar putea să ducă mai departe, de exemplu, proiectul uh, unei convenții generale pentru. Uh, pentru uh, crima de terorism care se discută încă din anul 2000 la nivelul adunării generale ONU. Uh, prin urmare, pot fi efecte pozitive diverse uh, de etapă și continuăm să susținem, evident, acest proiect uh, până la materializarea lui. Dacă dacă vorbim de terorism, uh, nu avem cum, mai ales în această perioadă, să nu mergem cu gândul la Siria. Uh, cum, uh, cum comentați implicarea Rusiei în, în Siria? și opțiunea uh, Moscovei pentru pentru susținerea regimului Bashar al-Assad. Ne-am exprimat deja uh, această poziție de câteva ori uh, inclusiv la re reuniunea Consiliului Afaceri Externe din, uh, de la Luxemburg din uh, de luni, uh, am uh, prezentat acolo poziția României de îngrijorare față de această uh, acțiune militară a Siriei, a Rusiei în Siria, care nu face altceva decât să uh, contribuie, contribuie în sens negativ la prelungirea uh, conflictului, la o acutizare a radical radicalizărilor uh, uh, în, uh, în Siria, la uh, la amplificarea până la urmă a aspectelor umanitare ale întregii situații din Siria și care încurcă, dacă vreți eforturile comunității internaționale de a demara un proces politic de negociere care să ducă la un proces de tranziție în, în Siria. Pentru că în măsura în care Federația Rusă lovește, nu doar ținte care, se referă la obiective ale Daesh, ale Statului Islamic sau ale uh, altor uh, organizații considerate extremiste uh, de către uh, Organizația Națiunilor Unite și de către comunitatea internațională, și uh, țintește și opoziția moderată, atunci avem o dificultate în uh, a aduce opoziția moderată la masa negocierilor. Chiar înainte de reuniunea Consiliului Afaceri Externe de luni, în cursul zilei de vineri, săptămâna trecută, a fost exprimată o opoziție a opoziției moderate din Siria, care a spus că nu dorește să participe la subgrupurile de lucru care au fost create la propunerea reprezentantului special 1 pentru conflictul din Siria, domnul Stafan de Mistura, atâta timp cât Rusia nu încetează intervenția militară în, în Siria. Ori avem nevoie de toate părțile implicate în conflict, sigur, cu excepția grupărilor teroriste, care nu pot să stea la masa negocierilor, tocmai pentru a genera un proces politic de negociere. Legat de grupările teroriste, lucrurile sunt, sunt într-o zonă gri, așa e greu să spui că o anumită grupare este teroristă și alta este mai puțin în Siria acolo. Cu siguranță, statul islamic, Daesh sau. Grupările afiliate al-Qaeda sunt organizații exact. teroriste, așa cum au fost ele de altfel recunoscute de către ONU și de către comunitatea internațională. Prin urmare, aici lucrurile sunt destul de clare, aș spune. De la vecinătatea sudică, trecem la vecinătatea estică. În Republica Moldova există oarecare instabilitate. În ultima perioadă s-au înregistrat o serie de proteste maraton. În ce cheie să vedem aceste proteste? Sunt o exprimare a voinței populare? Sunt ascund interesele unei terțe părți? Cum, cum putem să vedem evenimentele de acolo? Putem să vedem că sunt mai multe tipuri de proteste și mai multe tipuri de protestatari. Există o anumită parte a demonstranților care erau și cred că sunt în mod, în mod firesc nemulțumiți de o anumită stare a economiei, de anumite probleme din sistemul bancar din Republica Moldova și care de altfel s-au angajat zilele trecute într-un dialog cu autoritățile Republicii Moldova la inițiativa autorităților de la Chișinău se creează niște platforme de dialog pentru a identifica soluții la problemele pe care această parte a demonstrației, care își asumă un mesaj pro-european de altfel, pro-reformă, le ridică și care vin, de altfel, în întâmpinarea preocupărilor guvernului de la Chișinău pentru a rezolva anumite probleme, pentru a găsi soluții la ce se întâmplă în, în economie, în sistemul bancar și pentru a merge mai departe pe calea reformelor pro-europene. Pe de altă parte, vedem o serie de protestatari din partea opoziției, din Partidul Socialist, Partidul nostru al domnului Usatei, care profită, de fapt, de aceste demonstrații pașnice și care au ca obiectiv de fapt preorientarea politicii Republicii Moldova spre vectorul estic. Uh, sigur că uh, important este ca răspunsul pe care autoritățile de la Chișinău îl dau uh, să fie un răspuns orientat spre soluții. Uh, discutând zilele trecute cu uh, primul ministru al Republicii Moldova care s-a aflat uh, în cursul zilei de marți la București uh, am constatat determinarea primului ministru și a guvernului de la Chișinău pentru a găsi soluții, pentru a merge mai departe pe calea reformelor democratice și pro-europene, pentru a merge mai departe pe calea apropierii de Uniunea Europeană, pentru a rezolva problemele pe care unele dintre ele sunt recunoscute ca fiind îndreptățite, pe care le ridică acea parte a demonstranților care sunt totuși dornici să se angajeze într-un dialog constructiv cu autoritățile. Uh, prin urmare, cred că uh, ceea ce trebuie să facem, atât România, cât și Uniunea Europeană în ansamblul său, este să susținem acest uh, efort uh, al Guvernului de la Chișinău uh, pentru a putea continua pe calea acumulărilor pozitive pe care Guvernul de la Chișinău le-a obținut. Fie că vorbim despre liberalizarea regimului de vize, Republica Moldova rămâne. Uh, Deocamdată, singurul stat din parteneriatul estic care a beneficiat de și beneficiază în continuare de acest regim de, de circulație fără vize în Uniunea Europeană, fie că vorbim despre beneficii care decurg din aplicarea acordului de comerț liber și care deja s-au văzut în economia Republicii Moldova, de aceea România va fi în continuare un susținător ferm al acestui parcurs european. Un alt eveniment politic care a zguduit chiar zilele acestea viața politică de la Chișinău este reținerea fostului premier Vlad Filat. La fel, este un început de curățare a sistemului în Republica Moldova? Este o răzbunare politică? Cum, cum putem să vedem acest lucru? Uh, nu aș vrea să comentez cazul în sine, pentru că nu cred că este firesc să facem comentarii cu privire la o anumită speță. Ceea ce este însă extrem de important în acest context despre care vorbeați este ca Guvernul Republicii Moldova să rămână în continuare stabil, coaliția majoritară să se mențină și să continue pe această cale pro-europeană pe care de altfel votul cetățenilor Republicii Moldova l-a arătat cu claritate încă din noiembrie anul trecut, când au fost alegerile parlamentare din Republica Moldova. Și mă bucur să constat că. Chiar în cursul zilei de astăzi au fost luări de poziție din partea uh, tuturor partidelor uh, care formează Coaliția uh, Majoritară Pro-Europeană din Republica Moldova, uh, din partea premierului uh, Streleț care a preluat uh, conducerea Partidului uh, Democrat-Liberal, uh, din partea Partidului Liberal, uh, din partea Partidului Democrat, to -t -t toate luările de poziție fiind în sensul continuării coaliției. Uh, de guvernământ și, evident, continuării activității guvernamentale. Desigur, sprijinul României și al întregii Uniunii Europene și al Comunității Internaționale Democratice este binevenit în Republica Moldova pentru instalarea democrației și a unui stat de drept, dar sunt acestea suficiente pentru ca acest stat să fie admis în Uniunea Europeană în condițiile în care acolo există unele probleme geopolitice și, dincolo de asta, există problema Transnistriei? Eu cred că, uneori, prognozele pe care le facem ar trebui să fie foarte atent redactate, să spun așa. Pentru că nimeni nu-și închipuia acum câțiva ani, de exemplu, că cetățenii moldoveni vor circula fără vize în Uniunea Europeană sau că Republica Moldova va avea performanța să semneze uh, acordul de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană. Uh, eu cred că Republica Moldova are această capacitate de a avansa pe calea procesului de reforme în spirit european, are capacitatea de a merge mai departe spre uh, apropierea de Uniunea Europeană, însă, sigur, acest lucru depinde în principal de efortul intern uh, și de sprijinul pe care uh, Uniunea Europeană și statele membre îl, îl acordă. Lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a organiza în perioada următoare încă o reuniune a acelui grup de prieteni pentru acțiunea europeană a Republicii Moldova și susținem în plan bilateral toate proiectele pe care le-am început, mai ales cele de conectare fizică a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, fie că vorbim despre proiectele de interconectare de gaz de energie electrică sau de poduri, sau vorbim despre proiectul extinderii smurdului pe tot teritoriul Republicii Moldova, proiectul pilot de la Bărți fiind unul de succes, sau celelalte proiecte prin care am susținut reabilitarea unor grădinițe, a unor alte instituții culturale din Republica Moldova. Cred că aceste proiecte contează, iar acordul de împrumut care a fost recent încheiat aduce iarăși o gură de oxigen pentru, pentru autoritățile de la Chișinău până când ele vor putea să încheie acordul pe care îl negociază în prezent cu Fondul Monetar Internațional. Revenind la chestiunea transnistreană, aceste beneficii pe care procesul de apropiere de Uniunea Europeană al Republicii Moldova le-a înregistrat, le-a produs, sunt percepute ca atare și își produc efectele și în Transnistria. Beneficiază de libera circulație în Uniunea Europeană, fără viză, cu pașaport uh, al Republicii Moldova și un număr consistent de, uh, de locuitori ai, ai regiunii Transnistria a Republicii Moldova. Uh, beneficiile acordului de liber schimb sunt iarăși uh, privite cu interes de către uh, actorii economici din uh, Transnistria. Aș spune că mai degrabă decât să privim Transnistria ca pe un dosar care împiedică aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, am putea să ne uităm în sens opus și să vedem cum apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană poate să contribuie la un climat care să ducă la... Acumulări pozitive pentru găsirea unei soluții la conflictul din Transnistria. Da, nu putem lua în considerare și uh, potențialul Rusiei de a destabiliza uh, regiunea ca fiind un uh, factor care împiedică acest proces de aderare. Adică nu sunt și chestiuni care. Nu țin de voința Republicii Moldova în, în, acest, în scopul lor de a Sunt în obiectivul că lor de a atinge acest obiectiv. Federația Rusă nu este uh, foarte fericită, ca să spun așa, cu privire la uh, parcursul european al, al Republicii Moldova și nu este un secret uh, acest lucru. Însă eu cred că dacă autoritățile de la Chișinău, dacă cetățenii Republicii Moldova continuă să susțină această cale a apropierii de Uniunea Europeană, această cale a reformelor democratice în spirit european. Din toate punctele de vedere, inclusiv în ce privește sistemul de justiție, combaterea corupției, aspecte pe care România le-a susținut de-a lungul timpului și în dialogul bilateral, și în mă rog, în formatul de la Bruxelles. Cred că orice fel de alte interferențe externe nu vor fi suficient de puternice pentru a înfrânge această dorință a cetățenilor din Republica Moldova de a fi mai aproape de Uniunea Europeană. În scurt timp, până la sfârșitul acestui an, va fi operațional scutul antirachetă de la DVSL. Ce înseamnă acest lucru în planul securității României, dar și din perspectiva parteneriatului strategic român-american? Aș spune că înseamnă uh, numai lucruri bune, pozitive, pentru că, pe de-o parte, reprezintă finalizarea unui proiect la care s-a lucrat foarte mult uh, și aș spune s-a lucrat foarte bine. De la momentul zero, la care s-a început undeva în uh, 2010, Negocierea acordului privind amplasarea sistemului antirachetă al Statelor Unite în România, trecând apoi prin finalizarea acestui proces în 2011, intrarea lui în vigoare, încheierea aranjamentelor de implementare, apoi lucrările din teren, până la momentul la care, la finalul acestui an, vom vedea această facilitate antirachetă operațională. Ori asta înseamnă un proiect finalizat cu succes, dus la bun capăt. Um, în interiorul dimensiunii, poate cea mai importantă dimensiune, cea de securitate politico-militară a parteneriatului strategic cu Statele Unite. Deci reprezintă un plus pentru uh, relația bilaterală de parteneriat strategic, dar aduce și mai multă securitate pentru România, pentru Statele Unite și pentru că această fază a doua a adaptării, adap abordării adaptive în etape uh, European Face Adaptive Approach a scutului antirachetă american se finalizează. Asta înseamnă un pas înainte și pentru sistemul antirachetă al NATO. În primăvara anului viitor, la un moment dat se va decide integrarea acestor elemente ale scutului american antirachetă care sunt deja gata în sistemul NATO antirachetă. Nu e vorba doar despre facilitatea de la Deveselu, e vorba și despre uh, cele patru nave uh, americane staționate în portul Rota din Spania, mai sunt și alte contribuții voluntare ale altor state uh, membre ale alianței. Uh, progresăm, prin urmare, și cu sistemul NATO antirachetă, deci avem o acoperire mai bună din punct de vedere al protecției împotriva unor uh, eventuale atacuri cu rachete ostile împotriva teritoriului, populației și forțelor uh, statelor uh, NATO-europene. Uh, și putem la summitul din uh, Polonia de la Varșovia din uh, iulie 2016 să mai facem un pas înainte formal uh, și în ce privește sistemul uh, NATO antirachetă. Prin urmare, o mai bună protecție nu doar pentru România, deci nu doar securitate mai bună pentru România, nu doar pentru Statele Unite, dar și pentru uh, NATO în ansamblu său. Uh, Rusia a avut în mai multe rânduri o serie de amenințări voalate legate de acest scut antirachetă. Nu s-a arătat foarte fericită în legătură cu construirea acestui scut în România. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii din aceste amenințări? Ei probabil se întreabă cât de reale și cât de, cât de serioase sunt aceste amenințări. Bun. Sunt, sunt niște elemente de retorică cu o anumită argumentație care nu este nouă. În primul rând, acest lucru trebuie subliniat. Sunt declarații care se repetă în aceiași parametri de câțiva ani, de fapt. Și care, sigur, exprimă o anumită stare de nemulțumire a Federației Ruse față de acest proiect. Din punctul nostru de vedere, pozițiile pe care le-am exprimat, atât România, cât și Statele Unite, cât și NATO în ansamblu său, sunt poziții care explică foarte clar și cred că Federația Rusă înțelege foarte bine de ce acest uh, sistem antirachetă nu este nici îndreptat împotriva Federației Ruse, nu este nici ofensiv, ci doar defensiv, uh, nu poate să pună în, în pericol uh, nici capacitatea de descurajare nucleară a Rusiei uh, și că, în general, nu reprezintă o uh, problemă, nu reprezintă o amenințare pentru, uh, pentru Federația Rusă din nicio perspectivă, din niciun, uh, din niciun unghi. Uh, ne putem aștepta și în continuare la o. Uh, Serie de astfel de declarații, poate chiar la o intensificare a acestei retorici pe măsură ce ne apropiem de uh, finalul anului de operaționalizarea sistemului sau de uh, summitul din Polonia de anul viitor. Acest lucru nu trebuie să îngrijoreze pentru că uh, România este un stat membru al Alianței Nord-Atlantice, este protejată de Tratatul de la Washington, de articolul 5, există o prezență consistentă a uh, Statelor Unite pe teritoriul României și a altor aliați care participă la măsurile de reasigurare pe care le-a decis NATO încă de la summitul din Marea Britanie de anul trecut. Continuăm cu aceste măsuri de reasigurare, cu exercițiile pe care le desfășurăm chiar și în aceste zile și cu siguranță ați ascultat zilele trecute și pozițiile exprimate de către asistentul secretarului de stat american Frank Rose și de secretarul general adjunct al NATO, domnul Verjbo, care vizitează în aceste zile România, não se motiva do inglês oral